A fost anunțat noul tarif provizoriu la gaze. Acum urmează să scoatem din buzunar 11 lei și 8 bănuți pentru fiecare metru cub de gaz consumat. Prețul a fost aproape dublat comparativ cu 4 lei și 20 de bani cât achita populația până acum. Tariful urmează să fie revăzut până la data de 30 noiembrie. Haideți să vedem părerea moldovenilor referitor la acest subiect. Uai, nici nu ne mai spuneți. E o durere mare în suflet. Nu nici o leacă de stimă față de oameni, asta e problema. Așteptăm să fie comunalele, dar când atunci scăm fără cunoștință, mă ating. Îmi pare rău că s-au scumpit, dar trebuie să ne adaptăm, vedem de unde putem reduce. Nu știu, plecăm toți psihotari? Vedem. Cum credeți, este un preț corect la gaz acum? Nu cred că este unul corect, ținând cont de faptul că nu s-au făcut calcule și nu au fost analizate toate componentele tarifare, care reprezintă cifra propusă de către Moldova Gaz și care a fost practic aprobată provizor de către ANRE, fără o evaluare, fără o analiză detaliată a componentelor care au fost incluse. În conferința de presă, domnul Creangă a menționat că, de fapt, s-a verificat mai mult dacă sunt prezente toate materialele necesare pentru a analiza tariful. Respectiv, urmează să vedem până la sfârșitul lunii de zile care va fi totuși prețul, tariful real către consumatori. În plus, nu este clar totuși care va fi abordarea în ceea ce privește aprobarea tarifului, fiindcă Andreea are câteva opțiuni. În cazul dat, din câte înțelegem, Moldova Gaz a mers pe opțiunea de prognozare a prețului care va fi în viitor apropiat și ulterior includerea devierilor tarifare în tarif, în funcție de cum vor evolua prețurile de procurare gaze naturale, pe când Andreea ar putea utiliza o altă abordare și anume la prețul care a fost aprobat anterior, pur și simplu să fie incluse devierile financiare. Asta sunt prețuri? Cu ce să trăiască lumea? Ieșit acolo în Parlament, pentru ce am ales noi? Pentru ce am ales? Pentru prețurile astea? Omul la pensie ca așa să te duci și nu știi ce să faci. 50 de ani am lucrat și pensii primesc. Care este părerea voastră referitor la acest subiect? Luând în considerație când toată lumea s-a scumpit, cred că e ceva normal. Noi nu suntem izolați de problemele care se fac pe glob, nu e așa? Așa că trebuie să primim asta. E foarte rău, desigur. Ce pot spun? De două ori și jumătate aproape s-au scumpit. Și prețul așa, cine le pune? Maia Sandu, Igor Dudon, Voronin, cine lucrează cu... Ales o echipă de obște, trebuie jumătate tăți și aici te dați afară. E ca pe mine să-i dreapte. Noi știm că Maia Sandu și conducerea face foarte mult, dar iată, negocierea asta e ratată, reală ratată. Câți procente din populație face să achite la tarifele actuale? E un dezastru. Credeți, a negociat bine ministrul Spânău la Moscova? Reșit din situația care a fost în acel moment, cred că nu avem... Adică e bine că s-a evitat situația în care să avem contract legat doar de prețul spot la gaze naturale. În ce măsură a fost posibil să avem un contract mai bun? Adică este greu de spus, deoarece nimeni nu poate să prognozeze cum vor evolua indicatorii de referință ce privește prețul de procurare, prețul spot la gaze naturale și cel de la bursele de referință la produsele petroliere. Deci este greu de spus cât de avantajos este pentru noi. Pentru acel moment, pentru momentul respectiv, pentru perioada respectivă, este unul avantajos. În viitor ce va fi urmează să vedem. Dar cine e de vină? Conducerea. Deoarece, cum s-ar spune, vara trebuie să pregătim sania, dar iarna... Căruța, cu boi. Dar credeți că cineva e de vină? Sunt, bineînțeles, că jocuri politice. Dar vezi că nu poți să fii bun numai cu unul. Trebuie cu toți să fii bun. Și cu vestul, și cu estul. Oi, nu putem să învinuim pe nimeni. Până. Așteptăm, poate, ceva spre bine, dar nu putem să învinuim. Nu pot acum să învinuiesc pe nimeni, înțelegeți? Credeți că cineva e de vină? Nu. Ești mai mare la Parlament. Ales mai ac faci în mai preurât faci. Dacă era Dodon, mai bine aveți și ei decât aia asta. Mă scuzați, dar spun părerea mea. Și greșit atunci când afirmă că actuala conducere e vinovată, nu-ți de acord, fiindcă atunci când găsești ruine, nu poți să ridici țara într-un minim de timp.
Ei toți sunt de vină, că au trebuit ei odată vina pe socialiști, socialiștii dau vina pe dânsi, dar ei au trebuit să-și bat capul dinainte, de cu vreme, că au știut contractele se termină și trebuie să-și bat capul și unul și altul. Cine-i de vină? Suntem noi de vină, în primul rând, că am răbdat conducerile dinainte. Sunt foarte de vină conducătorii Dodon și compania și cei dinainte, dar eu cred că noi suntem de vină, pentru că noi am răbdat și s-a ajuns unde s-a ajuns. La care și ni la conducerea de azi, fiindcă trebuie de dus tratative, de închet contracte, de dus la, dar nu de împlat la Europa, de cheltui banii din buget, să împlăm la Europa când ducem în ospisei, când lumea moare de foame și îngheață de frig. După părerea mea, compensații trebuie să primească totuși cei care întâmpină dificultăți la achitarea facturilor în funcție de consumul și aici este necesar de menționat totuși că în majoritatea cazurilor cei care întâmpină dificultăți la achitarea facturilor au consumuri mici. Respectiv, ar putea fi acoperit o categorie mai mare de potențial beneficiar, mergând pe acest scenariu, comparativ cu situația când ar fi acordate compensații către toți. Deci, pentru noi e important ca cei vulnerabili, în primul rând, să beneficieze de compensații și să oprească sau să nu contribuie la acumularea datoriilor pentru plata la gaze naturale. Cum o să treceți peste această perioadă? Foarte greu. Foarte greu. Nici nu mi-e dau seama cum o să... Nici nu știu, nici nu-mi închipui. Îmi pare o poveste. Fiindcă față de cum am plătit și ce e acum, sincer vă spun, eu încă nu cred. Noi cu salariile noastre, ce un om care lucrează la stat, ce salariu are el? Noi nu avem 10.000, noi nu avem 20.000 salariu. Voi vă închipuiți cât o să plătim noi pe lună? Noi nu așa vremuri bune am vrut. Este greu de spus. Este greu de spus. Sunt oameni care, într-adevăr, sunt pătura de jos, care nu se gândește nimeni la ei. Cum o să vă descurcați în această perioadă? O să ne descurcăm. Cu optimism o să ne descurcăm. Idei n-am, nu știu. Că salariile au rămas aceleași, dar prețurile s-au ridicat și nu mă lăgaz la tot. Nu știu ce, nu știu. Cum o să vă descurcați cu scumpia? O să muncim mai mult. Și ce o să facem? O să continuăm să răbdăm. Asta-i. Cum? Lucrăm! Lucrăm, ia că eu pensionar, dar lucrez și alături cu mine tot pensionarii lucrează, și ne măturător, și ne cum. Dar lucrăm, fiindcă pe pensie nu ajunge, dar nu trebuie cum ceva deodată, ia că statul, și cât statul poate să dă. Trebuie noi să ne prindem economia de piață, vrei, nu vrei, trebuie. Cum pot economisi moldovenii ca să scoată mai puțin bani din buzunar în această perioadă? Da, deci este o întrebare destul de delicată, care în această perioadă întreprinderea unor măsuri eficiente într-un termen relativ scurt de timp nu este atât de ușor. În funcție de care sunt categoriile de consumatori, fiindcă sunt consumatori, cei care sunt conectați la sistemul centralizat, care practic au opțiuni mult mai limitate, mă refer la cei care locuiesc în blocuri vechi. În cazul consumatorilor care au centrală autonomă, opțiunile sunt mai multe, de exemplu, instalarea unor dispozitive care ar regla automat temperatura în funcție de temperatura ambientală, programarea acestei temperaturi pentru anumite ore, da, pe parcursul unei zile poate fi programat în așa fel încât la diferite ore să avem o temperatură diferită, atunci când suntem în locuință să fie temperatura adecvată care ne corespunde nouă. Dacă bugetul nu este mai mic, atunci am putea chiar să reducem această temperatură până la limita de confort.